Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Acum vă invit, dragii mei, pentru timpul care ne-a mai rămas, să trecem la cel de-al doilea studiu biblic din această seară, de data aceasta din Noul Testament, pildele sau parabolele Mântuitorului. Și în seara aceasta, în urma lecției de acum două săptămâni, cu privire la introducere la pildele Domnului, vom proceda la cercetarea pildei semănătorului, care se găsește în trei evanghelii, însă noi vom citi doar dintr-o evanghelie, respectiv din Matei. O să vă invit să vă ridicați în picioare și, în poziția aceasta, să cinstim pe Domnul și să citim cuvântul. Matei, capitolul 13, citim pilda semănătorului. Începem cu versetul 1. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țăr. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod, un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați, dar, ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. Amin. Mulțumesc frumos, frați și surori, vă rog să vă reocupați locurile. Vă salut în numele Domnului, vă binecuvintez din partea Mântuitorului Iisus Hristos, Domnul nostru, Regele nostru, Stăpânul nostru. Apreciez prezența dumneavoastră. În ultimile luni, activitatea Bisericii Betania a fost extrem de intensă. Mulțumesc că ați rezistat la ritmul acesta de închinare și Dumnezeu să vă răsplătească. Ne-am bucurat în cercetarea Scripturilor, în studiul cărții Obadia, privind la minunea izbăvirii lui Dumnezeu arătată față de poporul ales, în fața Edomului. Și lucrul acesta ne încurajează, fiindcă și noi suntem copiii Domnului și uneori suntem slabi, mai slabi decât dușmanii noștri.
Dar Dumnezeu ne va binecuvânta pentru că suntem poporul Lui, dacă rămânem până la capăt poporului. Acum vom proceda, așa cum am citit, la cercetarea pildei semănătorului, potrivit harului pe care Dumnezeu ni-l va da în înțelegerea, în tălmăcirea acestui cuvânt și în interpretarea lui din perspectivă a vremurilor pe care le trăim. Pilda aceasta a semănătorului se mai numește și pilda celor patru soluri, sol însemnând pământ. Ea este scrisă în Matei 13, în Marcu 4 și în Luca 8. Această pildă a Mântuitorului face parte din categoria pildelor despre împărăție și el însuși o interpretează, de aceea este o pildă foarte ușoară. Este una dintre pildele unde predicatorii nu au opinii împărțite, pentru că prezentarea pildei nu mai presupune interpretarea predicatorului, fiindcă este interpretată de Domnul Iisus. Ați observat că el însuși o interpretează. Vreau să definim puțin termenii pe care îi folosește pilda. Ei sunt extrem de ușor de interpretat de altfel. Semănătorul, sămânța și solul, pământul. Semănătorul este Domnul Iisus. Citim în capitolul 13, versetul 37, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Semănătorul a ieșit să semene sămânța. Starea oamenilor în Orient, în vremea când Domnul rostea pilda aceasta, era foarte nesigură datorită luptelor și violențelor aproape permanente. Motiv pentru care oamenii și-au înconjurat orașele cu ziduri groase și de aceea orașele lor au primit denumirea de cetăți, cetăți întărite. Ei stăteau tot timpul în cetățile acestea întărite, dar pentru munca câmpului trebuia să iasă din cetăți și să se expună, să semene sămânța. Ei, Domnul preia această imagine a oamenilor care ieșeau din sistemul lor de protecție și ieșeau cu scopul să semene sămânța. Și folosește Domnul exact aceeași expresie pentru Fiul lui Dumnezeu care coboară din cetatea întărită a slavei, vine în lumea aceasta a violențelor pe pământ, se expune pentru ca să plătească păcatul nostru în fața lui Dumnezeu, judecătorul, pentru ca să semene sămânța. Semănătorul este Domnul Iisus, dar, în al doilea rând, poate fi și orice predicator al Evangheliei care, ca și Domnul, vorbește din Evanghelie semănând această sămânță veșnică. Spunea Pavel, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia, 1 Corinteni 9:16. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul din Biblie, este cuvântul împărăției. Matei 13:19. Sămânța aceasta, sau împărăția aceasta, sau cuvântul împărăției, este subiectul predicilor Domnului Iisus. De remarcat este faptul că există o singură sămânță și, după cum este ușor de observat, există patru categorii de soluri. Felul în care reacționează pământul, solul, la sămânță nu este datorită seminței și nici datorită semănătorului, pentru că și semănătorul și sămânța întotdeauna este aceeași. Singurul care este diferit este pământul. De multe ori, noi încercăm să spunem că oamenii nu se pocăiesc pentru că predicile nu-s bune și că nu sunt explicate bine. Uneori predicile nu-s grozave și uneori nu-s explicate bine. Dar vreau să vă spun că sunt oameni care se pocăiesc dintr-o cântare. Sunt oameni care se pocăiesc văzând un lucru deosebit în natură. Sunt oameni care se pocăiesc datorită unei meditații, unei înștiințări, unui vis de noapte, dar unei predici de o jumătate de oră din Scriptură. Oamenii care se pocăiesc la predica Evangheliei, dar pentru că ei reacționează cu pocăință. Oamenii care nu se pocăiesc, ei nu se pocăiesc nu din pricina predicatorului, ei nu se pocăiesc din pricina împietririi inimilor lor. Uneori noi avem interesul să subapreciem anumiți predicatori atunci când spunem că din cauza lor nu se pocăiește cineva. Observați că a fost o singură sămânță, una singură, de fapt o singură categorie de semințe, nu o singură sămânță. Boabe de cereale au fost multe, dar n-au fost de mai multe categorii, tratate mai bine, tratate mai puțin, aruncate cu grijă, aruncate fără grijă.
A fost același semănător și aceeași sămânță, dar 4 categorii de pământ. Asta arată diversitatea ascultătorilor și a reacțiilor pe care ei le iau la Evanghelie. Unii se pocăiesc, alții nu. Unii se facă, se pocăiesc și se răzgândesc. Solul, pământul în care se cultivă sămânța este inima omului, este omul. În al doilea rând aș vrea să definesc puțin cele 4 categorii de sol sau de pământ. Pilda asemănătorului zugrăvește, demonstrează, arată dragostea infinită și neselectivă a lui Dumnezeu, dragoste care este demonstrată în egală măsură tuturor oamenilor de pe fața pământului. Dar și faptul că unii dintre oamenii aceștia reacționează cu pocăință, timp în care alții reacționează cu nepocăință, unii cu credință, alții cu necredință. Dacă predestinația și dacă nepierderea mântuirii ar fi realitatea, adevărul din inima lui Dumnezeu, cum ar spune Domnul Iisus Hristos această pildă, unde din 4 oameni, 3 nu se pocăiesc și unul se pocăiește, la aceeași predică? Ce predestinație mai este asta? Sunt patru oameni în seara aceasta la adunare și predicatul rostește o predică, spune amin și pleacă acasă. 3 dintre cei 4 se întorc acasă nemântuiți, probabil revoltați în inima lor împotriva lui Dumnezeu sau nepăsători, iar cel de-al 4-lea se pocăiește. Unde este predestinația? Toți 4 au auzit aceeași predică. Toți 4 au avut șansa să o împlinească. Și observați că motivele pentru care primii 3 n-au împlinit-o nu țin de Dumnezeu, ci țin de ei. Unde este predestinația aici? Unde este nepierderea mântuirii aici? De unde am scos asta? Pe ce se sprijinește teoria aceasta? Ar fi bine să ne iasă din cap faptul că nu putem pierde lucrul la care trebuie să ținem. Pentru că dacă nu se poate pierde, îl vom trata cu multă ușurătate. Priviți, vă rog, cele 4 categorii de pământ care, de fapt, vorbesc despre 4 categorii de oameni. Prima categorie de pământ este numită pământul de la marginea drumului. Eu l-am numit pământul bătătorit sau uscat. Și așa îl numesc pe omul sau categoria de oameni care este, așa cum folosea fratele nostru David expresia de mai devreme, prefigurat, arătat prin expresia aceasta, pământul de la marginea drumului. Această categorie de pământ de la marginea drumului, privită din perspectiva unui agricultor, este o bucată de pământ nefolositor și ineficientă. Uneori oamenii, animalele sau mijloacele de transport, căruțe sau mașini, se abat de pe drum și pentru că nu au loc sau, așa cum se întâmplă la țară, uneori se formează mlaștini în mijlocul drumului, drumurile fiind neasfaltate și în timpul ploilor desfundate, ocolesc drumul și intră pentru câțiva metri pe arătură, iar bucata aceea de arătură devine drum. E, ăla este pământul de la marginea drumului. Oamenii care au proprietate, ogor, lângă drum, știu întotdeauna că pe bucata aceea de pământ, de la marginea drumului, care se învecinează cu șoseaua, nu se face recoltă. De ce? Bucata aceea de pământ este un pământ compromis datorită locului unde este așezat. Anturajul lui este un anturaj complicat. Vecinii lui îl predispun la faliment, la daune, la pagube. Observați, vă rog, că acest sol, această categorie de pământ, îl simbolizează pe omul care aude sau citește Evanghelia, dar nu înțelege. Ascultătorii din această categorie sunt oameni bătătoriți, bătătoriți la inimă și bătătoriți la minte, sunt uscați, iar anturajul lor, locul unde trăiesc, vecinii lor, îi predispun la compromis, la faliment și la neînțelegerea scripturilor. Pământul de lângă drum, ca și compoziție chimică, nu-i mai rău decât pământul de la 100 de metri de șosea. Dar, pentru că se învecinează cu șoseaua, anturajul, cealaltă bucată de pământ de care e lipit,
îi produce pagube. Sunt oameni care în esență nu sunt mai răi decât cei care vin la biserică și care înțeleg Evanghelia. Dar pentru că trăiesc în mijlocul unor oameni care îi influențează negativ, trăiesc în anturaje negative, se contaminează cu alcool, cu țigări, cu pornografie și cu tot felul de alte mizerii, obiceiuri păgubitoare care nu le-ar fi avut dacă n-ar fi avut anumiți prieteni, dacă n-ar fi avut anumiți colegi, dacă n-ar fi avut anumite rudenii prin care diavolul a lucrat și prin intermediul cărora diavolul a adus ca printr-un canal obiceiurile acestea păgubitoare în viața lor. Bucata aceea de pământ nu-i rea, dar locul unde e așezată o expune. Spunem noi, nu are importanță ce vecini, ce prieteni, ce colegi avem, nu are importanță. Uneori animalele care merg pe drum trec și pe bucata aceea de pământ. Uneori mijloacele de transport care ar trebui să meargă doar pe drum se abat din greșeală, ca și excepție, nu ca și regulă. Regula e drumul. Se abat și pe bucata de pământ de la marginea drumului. Bucata de pământ de la marginea drumului demonstrează omul care este așezat, care își permite să trăiască într-un loc periculos, spunând, eu sunt puternic, eu nu cad, eu mă apropii de alcool și nu beau, eu mă apropii de țigări și nu fumez, eu mă apropii de prostii și nu le fac, eu trăiesc în mijlocul oamenilor răi, dar bun. Asta este bucata de pământ de la marginea drumului. Nu bătătorit ca drumul, dar nici fertil ca locul, ca pământul, ca solul de ogorul, ci este între, ia jumătate de bătătoreală de la șosea și jumătate de afânătură, de fertilitate de la ogor. Nu este nici ca unul, nici ca altul. Și când vin cei de la drumuri și poduri, spun, nu e al nostru, măcar că e și el un fel de drum. Și când vine proprietarul, spune, nu-i nici al meu, măcar că face parte din proprietatea lui. Bucata aia de pământ e pământul de la margine, pământul de la extremă, pământul care se apropie prea mult de cealaltă extremă, de cealaltă margine. Cei care vă permiteți să trăiți la extremă, să vă apropiați prea mult de lucruri pe care știți că sunt rele, sperând că nu le veți face, măcar că vă apropiați de ele, în seara aceasta vă rog, priviți la această bucată de pământ pe care Domnul o nefericește. Ascultătorii din această categorie de pământ bătătorit nu înțeleg Evanghelia din două motive. În primul rând, pentru că este călcat în picioare de trecători. Priviți în prezentarea pildei semănătorului din Luca 8, versetul 5. Este călcată în picioare de trecători. Trecătorii o calcă în picioare, animalele o calcă în picioare și mijloacele de transport care trec pe drum. Drumul este bucata de drum, bucata de pământ destinată călătoriilor, oamenilor, animalelor și mijloacelor de transport. Ei bine, uneori, la nivel de excepție, oamenii se abat pe bucata de pământ care se învecinează cu drumul. Și doctorul Luca, om deștept și inspirat de Dumnezeu, remarcă faptul că feliile de pământ de câțiva metri, din stânga și din dreapta drumului, sunt bucăți de pământ nefolosibile, pentru că sunt vecine cu bătătoritul, cu drumul, cu șoseaua. Și el folosește această expresie, este călcat în pământ de trecători. Și dacă pui sămânța acolo, pentru că este pământul tare, este oțelit, este metalic, sămânța semănată nu poate pătrunde în pământ să dea de umezeală și să încolțească, să germineze. Și pentru că rămâne pe suprafața tare a solului, ca pe o bucată de tablă prin care nu poate trece, vine pasărea cerului și o găsește, și dacă nu o găsește azi, o găsește mâine, că tot acolo e. Dacă nu o găsește mâine, o găsește peste două săptămâni, că tot acolo e. Nu intră în pământ, pentru că s-a așezat într-un loc greșit. Oameni buni, așezați în locuri greșite, devin oameni greșiți. Trecătorii aceștia pot fi necredința, priorități greșite, obiceiuri rele din trecut. Dar mai există încă un factor, este mâncată de păsările cerului, pentru că nu intră în pământ, nici dacă plouă, nici dacă nu plouă, pământul fiind tare, bătătorit. Luca, același verset din capitolul 8, versetul 5. Păsările îl simbolizează pe cel rău, citiți Luca capitolul 8, 12. Intenția lui este să smulgă cuvântul, să-l lasă pe om fără cuvânt, să-l dezbrace de cuvânt, adică de puterea lui Dumnezeu, de Evanghelie.
Starea în care se află omul, prin urmare, este să fie orbit de Satana, de diavolul. 2 Corinteni 4:3-4. Iată câteva exemple de păsări ale cerului care fură sămânța. Pasărea neatenției de a asculta, pasărea lipsei de interes pentru a citi Biblia, pasărea subaprecierii și disprețuirii predicatorului și inclusiv a mesajului pe care îl spune, pasărea respingerii lucrurilor spirituale, pentru că omul e suficient de deștept ca să nu aibă el astfel de preocupări depășite de timp, pasărea subaprecierii Bibliei, este o carte învechită, pasărea absenței educației spirituale, a crescut într-o familie de atei și crede că vine din maimuță, pasărea absenței dorinței pentru Dumnezeu, pentru divin, pasărea întunericului spiritual din inima omului, pasărea legăturii păcatului în viața omului. Omul e înfășurat cu păcatele pe care le face de obicei, la nivel de permanență. Căci inima acestui popor, repet ce tocmai am citit, inima acestui popor s-a împietrit. Un om care se roagă, un om care își mărturisește păcatul, n-are o inimă împietrită, chiar dacă a greșit ieri, chiar dacă a căzut deodată într-un păcat. Dar inima care nu-și mărturisește păcatul și nu-l părăsește, se împietrește. Și Domnul spune, inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari la urechi. Ascultă predică după predică care vorbește despre problemele pe care le au și nu se pocăiesc, nu le aud. Spun, predicatorul bate apropo la mine. Au ochi, dar nu văd. Și Domnul spune, nu înțeleg cu inima și nu se întorc la mine ca să-i vindec. Observați, Domnul tratează problema aceasta ca pe o boală. Ca și drumul bătătorit în care nu pătrunde sămânța, așa este mintea bătătorită de păcata unui om. Dintr-un astfel de pământ, păsările vor lua sigur sămânța. Și noi ne bucurăm că a venit și a ascultat cuvântul. Este bine să ne bucurăm când cineva ascultă cuvântul, dar riscul să nu se pocăiască este egal cu cel cu șansa de a se pocăi. Decizia e a lui, nu e a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat sămânța, Dumnezeu a semănat-o și este aceeași calitate de sămânță ca în inima celui care se pocăiește imediat pentru restul vieții. Nu Dumnezeu hotărăște cine se va pocăi, El știe cine se va pocăi, dar preștiința lui Dumnezeu, adică știința mai dinainte, nu influențează pe cineva să se pocăiască sau nu. E decizia fiecăruia și fiecare decizie devine responsabilă. Problema acestui om cu mintea bătătorită este insensibilitatea la Evanghelie. El este bătătorit, insensibil și uscat. A doua categorie de sol, a doua categorie de pământ, sunt locurile stâncoase. Nu mai este pământul bătătorit de lângă drum, un fel de semidrum, drum de rezervă, ci locuri stâncoase, un pământ care are foarte multe pietre. Când primi la Domnului, am fost cu grupul de frați acum 3 ani în Israel și când am coborât din avion, când am aterizat și am ieșit din aeroport, ne-am urcat într-un baz mai mic care ne-a dus la locul de întâlnire cu frații, au început dealurile. Acolo sunt tot numai dealuri, dar dealurile sunt mici, mărunte. Și am avut impresia că pe dealurile acelea sunt foarte multe oi, dar nu erau oi, erau bucăți de piatră de mărimea unei oi. Oi, berbec, mielușel, tot felul de mărimi, dar la fel, albe, lunguiețe și avea impresia că e o turmă de oi întinsă pe deal. Ei, văzând pietrele acelea pe deal, mi-am adus aminte de ce spunea Domnul, un pământ stâncos. Să-ți dea cineva 200 de hectare de pământ ăsta și să spună, ia, fă-te agricultor și umple-te de bani. Te-ai umplut de pietre. Locuri stâncoase. A doua categorie de pământ sunt oamenii împietriți și oamenii mofturoși. Acest sol îl reprezintă pe ascultătorul care aude cuvântul, îl primește cu bucurie, însă partea rea este faptul că această categorie de pământ este plină de piatră. Și datorită pietrelor, sămânța aruncată, deși intră în pământ, în pământul puțin dintre pietre, ea nu are loc suficient, nu are suficient pământ ca să-și întindă rădăcinile când planta se dezvoltă
și să primească umezeala de care are nevoie și hrana de care are nevoie pe lângă lumina pe care o primește de deasupra, pentru ca prin procesul de fotosinteză să crească, să prindă viață și să ajungă la coacere și la rodire. N-are rădăcină și ține doar o vreme limitată. Este o atmosferă, un mediu de acvariu artificial, nu e un mediu de ogor. De ce? Pietrele sunt ne la locul lor acolo. Oamenii din această categorie țin până la o vreme din următoarele motive. Luca 8 cu 13 menționează un motiv, iar Matei 13 cu 21 menționează alt motiv. Din două locuri am luat două motive, dar ambele locuri prezintă pilda asemănătorului. Luca spune, când vin ispitele, cad, nu rezistă, n-au rădăcini. Vi s-a întâmplat să vreți să smulgeți o buruiană din pământ? Știți că sunt buruieni care au rădăcini micuțe și aproape că dacă le prizi între două degete le smulgi, mai ales florile sau plantele mai sensibile. Dar știți că sunt și buruieni din alea dăunătoare, de care nu scăpăm în grădină când plantăm legume sau flori. Și știți că au niște rădăcini așa adânci, parcă sunt un morcov sau un păstrănac. Și tragi de ea cu o mână și nu reușești să o smulgi. Și tragi cu două și aproape că te rănești la mână sau se rupe, dar nu se scoate din pământ. Are rădăcina adâncă. Ei, Biblia spune următorul lucru, vine ispita. Ispita este diavolul care trage de tine să te smulgă din împărăție. Și dacă rădăcina este mică, te smulge imediat. Și de ce e rădăcina mică? Pentru că nu s-a înfipt adânc. De ce nu s-a înfipt adânc? Locul unde ai vrut să te împlânți, să te înfigi, să te localizezi, să te așezi, are foarte multe pietre. Al doilea motiv, când vine un necaz sau o prigoană, însă din pricina cuvântului, aici e vorba de necaz și prigoană spirituală, nu prigoană sau necaz din alte motive. Menționează Matei că e vorba de necaz spiritual și de prigoană spirituală. Sunt oameni care acceptă cuvântul cu bucurie, dar pentru că nu au rădăcini, nu sunt ancorați în cuvânt, nu sunt ancorați în relația spirituală cu Dumnezeu, nu sunt ancorați în părtășia cu Dumnezeu, nu sunt ancorați în părtășia frățească. Toate necazurile, toate prigonirile cu caracter spiritual îi mătură și mâine nu-l mai vezi în adunare. Și merg din adunare în adunare, supărați și neîmpliniți și fiecare păstor e bun o lună, două, trei, patru, cinci, până îl cunoaște și până este cunoscut de el. Și dintr-o dată apar conflictele și nu-i bun nici ăsta, nu-i bun nici celălalt, nu-i bun nici celălalt. Și toate bisericile sunt bune în primele luni. O astfel de plantă are o mare problemă. Rădăcinile sunt foarte firave și nu sunt înfipte adânci în Dumnezeu. Cine nu cercetează Scriptura, cine nu se roagă, cine nu postește, nu are rădăcini adânci. Poate fi el om de treabă, poate fi copii de pocăiți, de păstori chiar, dar tata păstorul și mama femeie de rugăciune, foarte de treabă, o femeie vlavioasă, nu poate înlocui lipsa rădăcinilor lui personale, care ca și adult ar trebui dezvoltate printr-o relație personală de acum cu Domnul, că nu mai e copil să-l duci de mână la școala duminicală. În felul acesta ne dăm seama că pocăința doar pe plan emoțional, fără o bază biblică puternică, nu poate să ofere un suport pentru ziua necazului spiritual sau a prigoanei spirituale. Cine nu-și dezvoltă relația spirituală cu Dumnezeu, cine nu trăiește cu Dumnezeu, cine nu crește în relația cu Dumnezeu și e doar un om religios, doar frecventează adunarea, dar nu crește în caracter și în apropiere de Dumnezeu, în ziua necazului se va prăbuși. Problema acestui om cu inima împietrită de păcat, de frică de necazuri, de prigoniri și de ispite este o problemă gravă. Pentru că are inima împietrită față de Dumnezeu, nu este dispus să plătească prețul necazului și al prigoanei spirituale și nici să reziste ispitei luptându-se împotriva diavolului până va fugi de la ei. De asemenea, Scriptura menționează în Luca că ei cad datorită lipsei de umezeală. Dumneavoastră știți că pământul vara, primii câțiva centimetri de deasupra sunt foarte uscați pentru că sunt în bătaia razelor fierbinți ale soarelui. Dar pe timp ce te duci centimetru cu centimetru în pământ,
dai de umezeală din ce în ce mai multă. Dacă planta are rădăcina mai lungă, se duce înspre zona de pământ umedă. Dar dacă are doar o rădăcină de un centimetru, doi, un inci, doi, atunci ea nu ajunge până la zona umedă și n-are de unde să-și tragă apa. Apa există, dar el e departe de ea. Și e ideal ca rădăcina să fie înfiptă adânc în pământ, să nu fii smuls și să-ți tragi hrana. Că dacă n-ai hrană la vreme potrivită, ce faci? Te usuci în pământ, nu te mai usuci în afara pământului, te usuci de foame. A treia categorie de pământ între spini. Aceștia sunt oamenii materialiști și pătimași. Categoria de pământ între spini îl reprezintă pe cel ce aude cuvântul, dar nu are capacitatea de rodire, pentru că rodirea, procesul acesta de rodire este acoperit de dușmani. Spinii sunt dușmani, te înțeapă, te deranjează, te simți inconfortabil, te retragi, te sperii, încerci să te aperi, îți pierzi vremea cu lucruri de astea. E complicat să trăiești între dușmani. Tot timpul ești cu frica în sân. La fiecare colț te uiți să nu-ți dea în cap. Observați că în Matei, capitolul 13, evanghelistul explică, de fapt Domnul explică, câțiva dintre spinii aceștia. Și unul dintre ei, versetul 22, partea a doua, griji lumești, nu griji spirituale, nici familiale. Grijurile sunt bune, un om fără griji, să nu-i spun cum se numește, cel puțin iresponsabil. Aici e vorba de o grijă lumească, adică omul ăsta are niște preocupări exagerate pentru lucruri bolnave și nespirituale, care nu sunt compatibile cu statutul lui de plantat în împărăția lui Dumnezeu. Al doilea spin, înșelăciunea bogățiilor. Bogăția nu-i rea, însă ea încearcă să înșele. Observați ce spune aici, nu bogăția, înșelăciunea bogăților. De ce înșelăciune? Pentru că bogăția înșeală. Cum înșeală? Promite. Ce promite? Promite că te poți baza pe ea în orice situație, promite că te va hrăni și te va sătura, promite că te vei odihni indiferent de împrejurări, promite că te va proteja indiferent dacă poliția e sau nu împotriva ta, promite că te scoate din necaz, promite că îți face prieteni adevărați, promite că îți întreține sănătatea, promite că vei fi fericit. Dacă ești bogat, ai aceste lucruri, banii asta spun, lasă-te pe mine, frate, că-ți port eu de grijă. Asta spun banii, promit. Creează așteptări și nu se țin de cuvânt. Că bași mâine în buzunar și fluieră vântul prin ele, gol. Unde sunt banii? Cum au venit, au plecat. Că stai rostul banului să se învârtă, că e rotund. Îmi veți spune că bagnotele nu-s rotunde. Bogăția îl face pe om să se simtă mulțumit de sine. Să creadă că este autosuficient. Să se mândrească. Să se simtă deasupra celorlalți. Să-i subaprecieze. Să-i disprețuiască. Uitați ce spune Pavel lui Timotei, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe. De ce a spus Pavel asta? Și Pavel a vrut să lovească peste obraz pe oamenii bogați? Păi cu ajutorul oamenilor bogați făcea și el multe călătorii și mult bine. Pavel n-a vrut să lovească pe cineva peste obraz, a spus numai următorul lucru. Frați dragi, oamenii care au mult din privilegiile lumii, să știți că e foarte greu de administrat. Bogăția e foarte greu de administrat, celebritatea e foarte greu de administrat, puterea e foarte greu de administrat. Când oamenii apucă la lucrurile acestea, trebuie să stea foarte smeriți ca să nu se dezechilibreze și să nu se comporte greșit și față de ei, și față de familie, și față de Dumnezeu, și față de oameni. Sunt niște aere care ți se urcă la cap. Asta nu înseamnă că oamenii bogați, oamenii celebri, oamenii cu putere au aer la cap. Vreau numai să spun că omul care apucă la aceste lucruri în măsură foarte mare, există riscul ca să fie afectat negativ de aceste lucruri și să nu mai aibă echilibru. Cine a trecut pe aici, înțelege mai bine. Un alt lucru pe care îl menționează Matei, plăcerile vieții. Dacă inima unui om care ascultă Evanghelia e plină de plăcerile vieții, ele vor concura cu Evanghelia pe care el a auzit-o și va sufoca sămânța Evangheliei pusă în inima lui. Cine seamănă în firea pământească, în firea pământească va secera ce? Putrezirea.
Unde e firea pământească și plăcerile vieții și pui și Evanghelia, Evanghelia se va sufoca. Un alt lucru, îngrijorările veacului acestuia, preocuparea exagerată pentru împlinirea nevoilor vieții. De aceea am spus materialism și mofturoșeală. Și pentru acumularea de resurse care să asigure liniștea existenței, închide inima unui om pentru Evanghelie. Inima unui astfel de om tot timpul va fi împărțită între Dumnezeu și între lucrurile de pe pământ care le iubește în mod exagerat. Ultima categorie de pământ, apropiindu-ne de încheiere, este pământul bun, cea de-a patra categorie, l-am numit roditorul. Pământul bun e săpat și îngrijit, e curățat de pietre și spini. Nu înseamnă neapărat că a fost așa de la început, dar a primit un proprietar care s-a ocupat de el și care l-a îngrijit. Înainte de a fi pregătit pentru semănat, eu sunt sigur că orice pământ are buruieni, că buruienile nu cresc doar unde vrem noi, ele cresc peste tot. Dar dacă există un pământ bun, înseamnă că cineva s-a ocupat de el. Dacă nu are pietre, înseamnă că cineva le-a luat de acolo. Și dacă este fertil și îngrijit, înseamnă că cineva s-a ostenit pentru asta. Pământul acesta aduce roadă. Diferența fundamentală dintre cele patru categorii de pământ nu stă în sămânță și nu stă în sămănător. Stă în omul care ascultă. Stă în omul care ascultă. Ăsta este mesajul pildei. Condițiile rodirii sau condiția rodirii este interpretarea, înțelegerea cuvântului. Asta priviți la cele trei categorii de pământ. N-au înțeles cuvântul. Primiți la cea de-a patra. A înțeles cuvântul. Ca să înțelegi cuvântul, Luca spune că trebuie să ai o inimă bună și curată, iar apoi să faci rod în răbdare. Concluzii. Subiectul principal al pildei este rezultatul solului. Subiectul principal al acestei pilde este rezultatul solurilor, celor patru categorii de sol. Dumnezeu iubește pe toți oamenii la fel, El a pus aceeași sămânță în toate categoriile de pământ. Dar priviți că fiecare pământ a reacționat la sămânță în fel propriu. 3. Nu toți oamenii vor să se pocăiască. Degeaba Dumnezeu seamănă Evanghelia în inima lor. Nu vor. Iubesc mai mult alte lucruri din lumea aceasta decât pe Dumnezeu. Și orice ai face, nu vor. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem tot ce trebuie și tot ce putem. Ascultarea sau citirea Bibliei cu inimă bună și curată produce înțelegerea voii lui Dumnezeu. Înțelegerea cuvântului din Biblie produce rodire. O întrebare de încheiere. Ce fel de sol ești? Ești solul de pe marginea drumului, bătătorit de păcat? Ești solul stâncos, sensibil și mofturos? Ești solul acoperit de spini, obsedat de lucruri și de plăceri? Ești solul bun, îngrijit și pregătit pentru semănat, care va produce rod pentru stăpân? Atunci când a terminat pilda, Domnul Iisus a strigat, priviți versetul 9 din Matei 13, cine are urechi de auzit să le folosească, să audă? Ce să auzim? Să auzim că noi hotărâm dacă vom ajunge în cer sau departe de cer pentru totdeauna. Dumnezeu la fiecare ne oferă îngrijirea, asistența și binecuvântarea sa prin Evanghelie. Dragii mei, nu vom avea în ziua aceea nicio justificare pentru nerodire, pentru că Dumnezeu a semănat sămânța în mine și în Billy Graham, în dumneata și în Spurgeon, în dumneata și în Moody, în dumneata și în Wesley, în Calvin, în mari reformatori ai lumii. În noi toți a semănat aceeași sămânță. Numai că oamenii reacționează diferit. Înainte să plec acasă, în primul rând mă întreb, cum reacționez eu? Cu gândul acesta vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și
și viitorul.